Când am venit la audiții, eram foarte emoționată și fricoasă. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Venisem eu împreună cu prietenul meu la chitară. Tu cânti așa natural? Așa cânti tu, da. Efectiv? Da. Ai un auz absolut, cum se zice. Da? Îl moștenești de la careva. De la cine? De la tatăl meu. Tatăl meu este muzician, cântă la clarinet și la saxofon la Paris. Cu siguranță m-a ajutat să-mi controlez personalitatea artistică. Sfaturile lui tata mereu au contat foarte mult pentru mine și vreau să-l fac foarte mândru, pentru că părerea lui contează foarte mult pentru mine. Dacă eu auzeam și cântam ca tine la 16 ani, eram exact aici cu 10 ani în urmă. Ești absolut superbă. Mulțumesc. Absolut superbă. Visul meu cel mai mare este să ajung să cânt la Arenele Romane doar ca Monica Roșu. Îmi doresc să am publicul meu, să cânt oamenilor din toată lumea, să am muzica mea pe care să asculte lumea în căști, așa cum ascult și eu artiștii mei preferați. Voce foarte bună, asta e clar. Mulțumesc. Cât despre auz, da, sunt sigur că auzi bine. Nu știu dacă absolut sau relativ. Una din două. Știi. Știi. Am aici un drăcușor în stânga care... Un auz relativ-relativ. Relativ-relativ, da. Ideea e că a sunat ok pe alocuri. Ai nimerit și inflexiunile și toate melismele, să le zicem așa. Dar au fost și momente în care pare că nu te-ai mai auzit sau ceva, sau
erai într-o gamă, dintr-un univers paralel. Mă opresc aici că de rău știu alții să zică. Ok, hai să ne auzim prima dată de rău, deja așa repede, hai să vedem Smiley ce are de spus. Păi eu cred că am de spus bine, nu? Da. Ai o blândețe. Da, măcar în privire, da, dacă nu în vorbe. Am înțeles. Spune lucrurile. Măcar o spui cu zâmbet, da. Îmi place foarte mult vocea ta, îmi place foarte mult stilul în care cânți, e foarte mișto. Mulțumesc. R&B-ul ăsta din vocea ta. Piesa e ok, cred că i-a lipsit un pic de zvâc din partea ta, un pic de dinamică. Într-adevăr, vocea a cântat pe alocuri prin alte părți, dar sunt mai multe lucruri care mi-au plăcut decât lucruri care nu mi-au plăcut. Mulțumim, Raluca! Monica, tu nu pare orice-i face. Pentru că ești atât de bună. Îți mulțumesc, Teo. Pisica blândă, zgârie rău. Monica, tu trebuie să știi în primul rând un lucru. Eu sunt una dintre susținătoarele tale, să știi. Mi se pare că te autosabotezi. Tu ai o voce atât de frumoasă. Tu poți să cânti orice. Îmi doresc foarte tare să fii foarte atentă la a doua piesă, te rog. A fost bine, dar vreau să fie mult mai bine de atât. Și de la acesta a fost bine, Over to the Dark Side. Nu, nu o să fie chiar atât de rău, sper. Te rog. Monica s-a emoționat, așa că... A fost foarte dramatic. Foarte dramatic. Am vărsat și o lacrimă. Am văzut o fată care aleargă după tren și nu-l ajunge. Trenul e piesa, fata ești tu și nici nu l-ai ajuns. Erai permanent în spate. N-ai fost la înălțimea piesei, nici ritmic și nici ca și prezență. Toată piesa a fost cumva îngânată. Sper să te arunci în gol, le-am spus tuturor, îți spun și ție. Aruncați-vă în gol, pentru că altfel nu lucrează. Și nu o să lucreze. Oricât de tehnici, profesioniști ați fi. Aruncați-vă în gol. Mulțumim. Mulțumesc. Felicitări, Monica. Okay. Pentru al doilea moment așteptăm să te arunci în gol. Bine? Ne vedem. Mulțumim. Mie îmi place mult cum cântă. Are niște subtilități în voce, în felul în care cântă, care fac diferența, știi? Doar că mi se pare că de multe ori se concentrează pe asta și uită că trebuie să cânte o piesă întreagă. Nu prea aveam eu. În melodie. La un moment dat nu mai auzeam, cum a zis și Marius. Cânta, nu mai auzeam. Un pic dezamăgită. Puțin, da. Dar o să mă redresez la doamnă.